Bine am revenit, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, o să vorbim tot despre abuzurile statului, statul ăsta care ar trebui să mai ia niște lecitină în viața lui, ca să-și aducă aminte ce trebuie să facă pentru români și România. În primul rând, în partea a doua emisiune, o să vorbim despre un domeniu vital în ceea ce privește România, vorbim despre agricultură și nu vom vorbi despre pesta porcină, pentru că ea este pe cale să ne acapareze total. Vorbim însă despre obtuzitatea autorităților care, atunci când se întâmplă ceva, tergiversează ceea ce ar trebui să facă instant, și anume să despăgubească. Ca și în cazul pestei porcine, domnule, toată lumea ne anunță că au făcut comitete și comisii și aceste comitete și comisii ce fac? Se vor aduna, vor face un raport și vezi, doamne, oamenii aceștia vor fi despăgubiți cu celeritate, ăsta e un termen din justiție, adică cu rapiditate. Din păcate însă vă spun, până în momentul de față, deși în curând facem 2 luni de când a apărut pesta porcină peste noi, nimeni nu a fost despăgubit, ba mai mult decât atât, multe afaceri sunt distruse, iar oamenii de acolo așteaptă probabil un lucru de la guvern. Ceea ce vreau eu să vă spun în momentul de față, oameni buni, este faptul că guvernul anunță și din nefericire nu se mai ține de cuvânt. Și o să ne întoarcem, doamnelor și domnilor, la 2 spețe extrem de interesante. Una care datează tocmai din anul 2010, atunci au avut loc undeva inundații extrem de grave și care au produs pagube importante. Vă aduceți aminte scandalul cu digurile găurite și cu apa peste oameni? O să și vedem imagine de atunci. Și după aceea un caz 2017, când iată, agricultorilor din România li s-au luat banii înapoi pe care i-a dat, culmea, Guvernul și Ministerul Agriculturii, drept despăgubire pentru secetă. Tot în urma unor procese verbale făcute de comitete și comisii. Cu noi aceeași invitați ca ora 14, Traian Rece, fermier, bun găsit, domnule Rece. Avocatul Giorgiu Coman, bun găsit, domnule avocat. O să luăm legătura și cu oameni care s-au fript cu ceea ce înseamnă Guvernul României. Domnule Rece, acum nu mai vorbim despre proprietate, acum vorbim despre statul român care știe să acționeze. Povestea este în felul următor și sper că am înțeles-o bine. A venit Dunărea Mare, domnule Rece, prefectura a luat hotărârea să găurească dig, apa s-a revărsat peste culturile pe care dumneavoastră le aveați, pe lângă faptul că a distrus acele culturi, i-a mai băltit un timp, un an sau doi, că nu mai știu. Nu mă tine. Când îmi dați voie să vorbesc, eu atunci vorbesc, ca să nu... Și de atunci fermierul Rece așteaptă despăgubirile de la stat. Ceva mai târziu o să vorbim cu fermierul care a luat despăgubiri de această dată de la stat pentru secetă, dar tot statul i le-a luat înapoi, nu se știe de ce, pentru că, domnule avocat, vă informez și pe dumneavoastră, laudativ statul se laudă că face și drege, dar de fapt uită. Vă rog, domnule Rece. Domnul Botin, mai devreme am avut o discuție și mulțumesc domnului Iancu Gheorghe, fost avocat al poporului, care m-a făcut și în perioada asta, ora asta, am stat și am avut o analiză pertinentă și mi-am dat seama cât de idiot sunt, eu personal, da, și o să urmez sfatul dumnealui, bine că m-am scos așa din ceață. Am înțeles că toate instituțiile statului sunt compromise din România. Singura cale de a ne găsi adevărul, numai ca în 1907, cu furca, toporul și cu băta, mergem și facem coadă și așteptăm la judecători să ne dea dreptate. Nu mai există cale amiabile, nu mai există. Nu știu de ce mai plătim pe acești oameni să noi contribuabili. Vă pun o întrebare, poate reușiți să întrebați. Domnule, am vorbit de pesta porcină. Pesta porcină poate fi oprită prin asomizarea sau nu a porcilor. Haideți, domnule, să vorbim și de pesta asta a partidelor și ăstora care ne conduc țara. Păi ăștia nu putem să-i omorâm, la fel ca pe porci, să scăpăm de pesta? Nu, domnule Rece, trebuie să mergem de față, la instanță. Vă întrerup. Sigur că da. Și am să vă rog frumos să vă supravegheați limbajul. Da. Noi nu omorăm pe nimeni. V-am pus o întrebare, că eu sunt în ceață, nu mai știu ce să fac. Revenim la... Păi, acum o să revenim la diguri. Ca să spargi digurile, trebuie să fii imbecil și idiot. Digurile sunt făcute pentru a apăra, nu pentru a le sparge. Asta este menirea lor.
La vremea respectivă, că de ce s-au spart din guvern? Foarte simplu, la vremea respectivă, cei din afară, niște babe ramolite din comunitatea europeană, care s-au constituit niște organizații din astea feministe, au spus ele, domne, să aducem România în sapă de lemn. Ia câte că după 2010 mai sunt, au trecut 7 ani și România este în sapă de lemn. Ce înseamnă sapă de lemn? Să aducem pe cei care cresc în stau în delta Dunării, în epoca primitivă. Să aducem străini, să vadă cum se trăiește Neandertal cu lotca, cu barca, dai la pește, freci două bețe și faci focul și atunci trebuie să distrugem tot ce a făcut Ceaușescu, referitor la diguri. Era o sumă de bani pentru, fiți foarte atenți, pentru renaturarea deltei Dunării, adică să ne întoarcem la epoca primitivă. Domnul Blaga a fost, la vremea era ministru de interne și a fost chemat fiind și reprezentat a partidului PD sau ce era atunci, și pentru că am aflat, mi-au parvenit aceste vești, era o sumă foarte mare pentru distrugerea digurilor, na, că sunt al lui Agrodelta, că sunt al lui Popică, Ionică, nu contează. Digurile trebuiau distruse și trebuia această zonă să fie renaturată. Miliarde de euro care trebuiau să fie furați de la comunitatea europeană și împărțiți cu gașca care distrugea țara, că de fapt era vorba de distrugere. Sunt articole ziar la vremea respectivă, domnul Blaga se plimba pe deasupra și a avut o afirmație. În zona asta unde pe timpul lui Ceaușescu se obțineau recolte, acum sunt bălării. La ei recoltele mele performate erau bălării. Prefectul de la vremea respectivă, un anumit Gudu făcut din tractorist, domne, nu știu de unde dracu, tractoriști ăștia fă că cresc ca oile și se mulțesc și capătă, primesc toți funcție de conducere. La ora actuală a ajuns deputat al României și el a dat ordinul să se spargă digurile lui Rece pentru a fi Rece distrus. Bun, acum motivația... Continuă. Au fost hai parte. Să vorbim pe rând. Da, au fost parte la comandă. Se numește spargere și inundare controlată. Există legea 107/96, articolul 75 aliniatul 3, care spune pentru spargere controlată societatea sau eu știu cei care sunt afectați vor fi despăgubiți conform legii. Arătați-mi și mie unde este contul și unde sunt păi banii. Asta am vrut să spun și eu în momentul de față, că în 2010, inundațiile au afectat aproape 300 de localități din 35 de județe, da? Așa. Asta e conform bilanțului Ministerului Administrației și Internelor. Cel mai rău a fost în Călărași, Tulcea, Suceava, Neamț, Brăila, Argeș și Dolj, da? Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, doamnelor și domnilor, a făcut un bilanț, da? Și a spus așa, că inundațiile din 2010 au afectat numai puțin de 144.000 de hectare de teren, cuantumul pagubelor fiind estimat la acea vreme la 160 de milioane de lei. Mai mult decât atât, Ministerul Agriculturii a făcut și un tabel prin care arăta foarte clar câte hectare de teren agricol au fost distruse și cumva suma alocată în despăgubire pentru acele distrugeri. Din nefericire însă, din 2010 și până acum, și recunoaște și ministerul, nu s-au acordat acele despăgubiri, deși, atenție, la momentul respectiv, se lăudau că ce, domnule avocat Coman? Că vor da imediat despăgubirile. Un singur lucru mai vreau să luați în considerare. Acum câteva luni de zile au fost inundații, mai țineți minte, au fost inundații în România. Viorica Vasilica Dăncilă s-a dus să vadă, nu-i așa? Mai țineți minte celebra întâlnire cu domnul Daia, intrau amândoi în cezme de cauciuc și voi am constatat. Și au constatat ce? Că s-au făcut, au fost distrugeți. Ce au spus? Vom despăgubi. Noi vedem imagini din 2010, de acolo, din Delta, din zona comunei Ceatalchioi. Vă rog, domnule avocat. Tocmai în acest sens aș fi vrut să explic, să-mi dați voie să explic câteva lucruri. A existat și există chiar un tabel cu sumele respective care, mă rog, sunt alocate pentru localitățile unde s-au produs astfel de ruperi de diguri. Mai mult decât atât, haideți să explicăm telespectatorilor ca să înțeleagă un lucru. Stimați telespectatori, digul care a fost spart controlat este proprietatea societății SECE Agrodelta Sireasa, care, datorită
spargerea acestui dig, controlat sau necontrolat, pentru că pe noi ne interesează să apărăm proprietatea acestei societăți, s-au produs niște pagube imense, rezultate după cum urmează. Din tabelul cu despăgubiri au fost alocate 15.786.699 lei pentru Tulcea, care acești bani trebuiau să intre în contul societății AgroDelta Sireasa. Mai mult decât atât, la cele 15, aproape 16 milioane de lei, se mai adaugă 5 milioane de euro dați de stat pentru consolidarea digului refăcut de societate pe banii săi. Adică societatea, din fonduri proprii, a reparat acest dig. Mai mult decât atât, la aceste sume se mai adaugă 3,5 milioane de euro cheltuiți pentru reconstrucție, inclusiv cu sumele aferente producției pe hectarele calamitate, care nu au mai fost apte de cultivare. De ce? Pentru că 5.000 de hectare care sunt în proprietatea SCO AgroDelta Sileasa pe o perioadă foarte lungă de timp nu au mai produs nimic. Acestea sunt pagubele enorme, la care, bineînțeles, se adaugă penalitățile de întârziere, dobânzile aferente și așa mai departe. Noi, ca atare, ne-am adresat instanței de judecată cu o acțiune în constatare și obligația de a face împotriva Guvernului României, Secretariatului de Stat, Secretariatului General al Guvernului, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Apelor și Pădurilor și Ministerul Finanțelor, prin care am solicitat instanței să constate că sumele respective erau alocate pentru societatea SCO AgroDelta Sireasa, care are în proprietate suprafață de diguri aferentă, și de aceea noi sperăm ca prin demersul pe care l-am făcut și pe care l-am depus în instanță să obținem cât mai repede aceste sume de bani, ca societatea să-și reîntregească fondurile cheltuite din bani proprii. Mai mult decât atât, nu mi se pare normal ca o proprietate să fie tratată după bunul plac, ca a spus prefectul sau ca a spus președintele Consiliului Județean și așa mai departe. S-a produs o pagubă, ea trebuie reparată, cu atât mai mult cu cât discutam în prima parte a emisiunii de dreptul de proprietate. Vreau să vă spun că dreptul de proprietate al societății SCO AgroDelta Sireasa a fost călcat în picioare, ba mai mult decât atât, s-au produs pagube enorme și prin bunăvoința acestui domn pe care îl aveți în față astăzi în platou și prin eforturi uriașe s-au cheltuit bani enormi pentru reconsolidarea digurilor, pentru refacerea terenurilor și așa mai departe. Domnilor, problema mea este în felul următor. Noi am prezentat un tabel care nu e făcut de noi, e făcut de autoritățile statului, da? Acest tabel, da? Acolo sunt județele afectate de inundațiile din 2010, da? Și acolo se vorbește, pe ultima coloană, sunt sumele de bani pe care Guvernul României, Ministerul Apelor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale trebuie să le acorde drept titlu de despăgubiri. Mare atenție, ceea ce este foarte grav, că aceste sume de bani au existat undeva într-un buget, dar banii ăștia nu au mai apărut. Și culmea, nu au mai apărut, nimeni nu a spus nimic. În mare parte, în județe, în multe din astfel de județe, au fost afectate de inundații multe UAT-uri, unități administrativ-teritoriale, da? Și aici vorbim despre ce? Aici vorbim despre sate, comune și așa mai departe. E bine, în județul Tulcea, mare parte din suprafața afectată era la ferma domnului Rece și comuna Ceatalchei. Am greșit, domnul Rece? Sigur. Deși au prezentat tabelul cu sumele, deși sumele alea au fost introduse într-un buget de urgență, banii s-au volatilizat. Europarlamentarul Laurențiu Rebega, cu noi, bun găsit, domnule Rebega. Bună ziua, mulțumesc foarte mult. Domnule Rebega, în 2010
Ministerul Administrației și Internelor, împreună cu Ministerul Agriculturii și cel al apelor, ne-a prezentat un tabel pe care noi îl difuzăm pe ecran, un tabel cu suprafețele afectate în urma inundațiilor, spuneam, din 2010, dar și cu sumele ca titlul de despăgubire pentru unitățile administrativ-teritoriale, pentru oamenii normali și cei care au fost afectați. Ei, cu stupoare aflăm că banii aceștia, deși au existat într-un tabel, deși pe această cale înțeleg că au fost și bugetați, nu au mai ajuns la oameni, domnule Rebega. Da, ce pot să spun? Este regretabil că în momentul de față aproape ne gândim zilnic că statul lucrează împotriva cetățeanului și mai mult de atât, lucrează împotriva antreprenorului, celui care aduce la bugetul de stat sume de bani pentru a putea funcționa acest stat. Eu acum trebuie să vă spun următorul lucru. Dacă tabelul a fost întocmit, mai ales că eu înțeleg că este vorba despre o intervenție pe care sau care a avut loc la un dig de irigații, da? Un dig de irigații care aparținea unei societăți agricole. Nu, îmi permite să vă întrerup, domnule Lăpăra. Nu e un dig de inundații, este granița comunității europene. Asta este. Digul Agrodelta Sirasa la ora actuală a devenit granița peste Dunăre, este Ucraina. Am înțeles. Dar chiar și așa, important este că această intervenție s-a făcut prin prefectură, înțeleg, există un ordin. Exact. Iar în momentul acela există un proces verbal întocmit de o comisie care atestă că s-a spart digul tocmai pentru a evita pierderi de vieți omene și pentru a evita inundarea unor localități și așa mai departe. Deci lucrul acesta ar fi trebuit să intre într-o normalitate imediată, pentru că nu este vorba de o plăcere a dumneavoastră, ci este vorba de refacerea tocmai pentru a nu se repeta astfel de nenorociri. Dar din nefericire, așa cum am spus-o, statul român parcă în momentul de față lucrează și din nefericire, statul român e format din oameni, lucrează parcă împotriva tuturor, tocmai pentru a nu avea. Ceea ce este mai grav și spunea și dumneavoastră mai înainte, întotdeauna trebuie să existe un fond de rezervă. Fond de rezervă care este destinat unor astfel de intervenții, tocmai pentru ca în cazul unor astfel de calamități, oamenii care sunt afectați să nu ar fi nevoie să aștepte ședințe de guvern, să aștepte aprobări de bugete, să aștepte alte lucruri. Ăsta este motivul pentru care guvernul are la dispoziție un astfel de fond și care trebuie pus la dispoziția autorităților și persoanelor care au fost păgubite cu celeritate. Da, păi da, celeritatea asta, uite, are 8 ani deja. Excelență, vă mulțumesc și aveți perfectă, vă mulțumesc pentru intervenția noastră. Am o rugăminte, nu mă mai trimite spre instanțe, că m-a mai trimis cineva. Știu și singur drumul spre instanță. Spuneți dumneavoastră ca europarlamentar care ați constatat aceste lucruri și sunteți în Europa, acolo unde e lumea bună și crema. Cu ce mă puteți? Am trimis în 170 de locuri și probabil că și noastră, de la instituțiile, această comisie a europarlamentarilor. Am primit 2-3 răspunsuri. Toți îmi spun, zice, domne, ia cățeaua și du-te cu ea la montă. Sau, asta știu, nu poate să-mi spună nimeni ce am de făcut. Da, ne luptăm să obținem. Dar de ce? Ați constatat că statul luptă împotriva noastră. Și atunci noi ce facem? Sau prin reprezentanții noștri? Că sunteți reprezentanții noștri la europarlamentare. Da, aveți perfect dreptate. Este greu să vă spun altceva decât ceea ce v-au spus și ceilalți colegii ai mei. Adică totuși trăim într-o societate în care lucrurile trebuiesc făcute într-o anumită ordine. Din nefericire, eu cred că în momentul de față trebuie să schimbăm ceea ce nu funcționează în momentul de față și am văzut. Acest mod de despăgubire, acest mod prin care statul, prin rezerva, prin banii din rezerva, ar fi trebuit să acționeze mult mai rapid. Și mai e un lucru pe care ar trebui să-l facem din punct de vedere tehnic, să lucrăm mai mult la prevenție. Adică dacă am știut că acolo se va face zidul de 10 ani, știm acest lucru, să facem ceva ca să nu mai ajungem în această situație. Eu vă promit că dacă mă invitați, o să vin să vă vizitez acolo, să văd despre ce este vorba, să-mi explicați mai mult. Nu știu în momentul de față foarte mult, dar este vorba despre
La urma urmei este vorba de o comisie care a întocmit niște documentații care s-au prezentat în fața Îmi permite să vă, ca să pun, știți, Ovorici, că se pun bomana de pe colivă. Consiliul Județean ne-a trimis facturi din 2010, de când eram inundați, cu penalități, adică după ce ne-au inundat și ne-au spart, după ce că iau datorii către noi, tot ei îmi pun în cărcă să plătesc redevența, deși uitați-vă ce era acolo. Asta ce înseamnă decât bătaia de joc? Da, dacă se întâmplă așa, este îngrijorător. Adică, bănuiesc că dumneavoastră nu ați avut în intenție să spargeți zidul decât pentru că ați vrut să ajutați. Mai mult de atât, a venit în urma unei intervenții pe care a ordonat-o prefectul județului, care la urmă urmei este reprezentantul guvernului în teritoriu. Da, domnul avocat Coman vrea să vă întrebe. Vă rog, domnul. Domnul Rebega, aș fi vrut să vă întreb, nu ar fi normal ca să sesizăm Consiliul Europei printr-un memoriu pe care am putea să vi-l înmânăm chiar dumneavoastră, pentru că imaginați-vă că aceste diguri care sunt în proprietatea societății Agrodelta Sireasa, da, ne apără practic de fostul lagăr sovietic. Și atunci vin și spun un lucru. Mie mi se pare normal ca o comisie de la Comunitatea Europeană să se deplaseze în zonă, da? Să verificăm împreună pe acte. Pentru că, uitați, aici am toate documentele, sunt toate documentele, este dosarul complet care demonstrează că la ora asta statul român a păcubit această societate cu 10 de milioane de euro și noi suntem, practic, societatea este pusă în situația în care trebuie să meargă din procese în procese, în instanțele de judecată, pentru a-și recupera proprii bani. Nu mi se pare normal ca în România euroatlantică a anului 2018 un astfel de comportament al statului în detrimentul societăților românești care permanent sunt călcate în picioare. Da, eu vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, dar nu cred că în momentul de față se pune problema de un astfel de memoriu către Comisia Europeană, pentru că este vorba la urma urmei despre o intervenție internă. Este vorba despre o acțiune pe care statul trebuie să o facă pentru antreprenori și pentru societățile comerciale care activează pe teritoriul statului respectiv. Încă o dată, știți cum e, dacă ajungem de fiecare dată să ne plângem, știu că sunteți într-o situație foarte delicată și îmi dau seama ce înseamnă pierderile pe care le aveți, ajungem să ne ducem la Comisia Europeană, de-aia statul ăsta este întotdeauna privit așa cum este privit. Eu cred că în interior trebuie să începem să acceptăm lucrurile pe care le facem și dacă sunt greșite, să acceptăm că am greșit și să le îmbunătățim sau să le refacem cu rapiditate. Acum, orice memoriu pe care îl veți face acolo va face trimitere către incapacitatea guvernului, incapacitatea României de a-și rezolva propria problemă. Fiți amabil, permiteți-mi să vă întrerup cu scuzele de rigoare. Probabil că n-ați sesizat. Eu vorbesc de granița comunității europene. Domnule, noastră, înțelegeți că eu mâine o vând la ucrainieni? Uite că e proprietatea mea, poftim. Prin spargerea acestui dig, vreau să spun, comunitatea europeană a pierdut pentru că s-a schimbat cursul Dunării, care e numărul 1 după mare, și legile românești spun, domnule, este situație de urgență și este prima care trebuie să se aprinde, să apere aceste diguri și Europa a pierdut teren în detrimentul lagărului de Sis. Ce nu se înțelege, domnule, când aici la Deveselu punem arme să apere, iar aici unde suntem pe graniță, lăsăm să spargă și să câștige comunitatea cealaltă terenul. Asta așa apără comunitatea europeană, domne, și apără proprietatea. Dacă, domne, e penibil deja, despre ce vorbim? Chiar așa, chiar nu ați sesizat pericolul care este? E un pericol. Și noastră îmi spuneți că nu e de... Ba da, este de urgență. Le-am trimis, vă trimis lista cu 170 de instituții ale comunității. Nimeni n-a răspuns, domnule. Toată lumea se face. E o golănie și o șmecherie, cum să-i spun, țiganii au un termen, o paranghelie sau cum vreți să-i spune. Ne jucăm de șoaricele cu pisica. Domnul europarlamentar, domnule, această țară e decimată la ora actuală și noastră îmi spuneți că trebuie să o iau pe la bunica, pe la mama mare, să o dezgrop din groapă și să vin cu ea la Sfintele Moaște.
cunoaște la Hristos. Haideți, domnule, să fim serioși. Da, am ajuns. Eu... Da. Vorbiți cu un senator al României și cu unul care a făcut revoluția în țara asta, să președinte și am fost împușcat la revoluție. Mi-a făcut datoria față de țară și doar am să fac agricultură. Domnul Rece, eu vă înțeleg supărarea și frustrarea. Nu s-a trebuit să răspunde că trebuie să ne batem în România până noi mărim, după care ajunge la comunitate. Spune în felul următor, că eu... mi-am dat seama că... O secundă, da. Laurențiu Rebeca. Că nu s-a înțeles. Nu, a spus așa. Domnul Rebeca, dacă greșesc, mă contraziceți dumneavoastră. Mă rog. Ar trebui să ne rezolvăm noi aici problemele cu celeritate. Nu să... Categoric. Asta, așa am înțeles și eu. Da, dar nu mai e României granița asta, domne, a comunității europene. Nu. Asta e. E din nefericire, pentru că încă nu suntem în spațiu Schengen agreat de Uniunea Europeană, este a României. În momentul de față. Adică noi avem obligația, dar nu asta e problema, e o chestie foarte tehnică. Noi trebuie să găsim o soluție, noi trebuie să rezolvăm problema pe care dumneavoastră o aveți. Și la urmă urmei nu este o problemă pe care noi am, dumneavoastră ați creat-o, ci a creat-o o instituție a statului român. De asta vreau să vă spun. Noi trebuie să găsim aici imediat soluția asta. Nu vreau să mă gândesc că sunt alte lucruri la mijloc. A, nu vreau să mă gândesc, să știți. Va trebui să vă gândiți. Bun. Da, eu nu vreau. Și am încredere încă că mai putem salva ceva. Laurențiu Rebeca, încă un minut vă mai țin, pentru că cazul despre care vorbim nu este unul singular. Pe acel tabel pe care tot l-am difuzat sunt scrise foarte multe sume și niciun ban nu a plecat, deși mare atenție la vremea aceea guvernul României, oricare ar fi fost el, s-a lăudat că a despăgubit. Acum ceva luni, trei luni, au fost din nou inundații peste România, vă aduceți aminte. Viorica Vasilica Dăncilă cu ministrul apelor, împreună cu Grațiela Gavrilescu, cu domnul Daia, de asemenea s-au lăudat că vin și despăgubesc pe cei cu culturile afectate sau cu casele și așa mai departe. Nu s-a întâmplat absolut nimic în cazul pestei porcine africane. De asemenea, cu celeritate, spunea Viorica Vasilica Dăncilă, vom despăgubi. Nu s-a întâmplat nici acest lucru. Păi, cum facem, domnule europarlamentar? Că poate cineva, poate, eu știu, îi trage de mânecă până la urmă. Știți foarte bine corespondența pe care am avut-o cu Comisarul pe Agricultură și Dezvoltare Rurală în ceea ce privește despăgubirile pe care fermierii ar trebui să le primească în România datorită crizei de peste africană. Din nefericire, comisarul mi-a răspuns că banii ar fi fost înainte și că ar fi existat niște informări tocmai pentru a se face prevenția, iar în momentul de față nu există astfel de sume care ar putea să fie alocate. Dar deci, cu alte cuvinte, guvernul se laudă, Europa nu ne dă bani și ăștia stau cu degetul în ureche și așteaptă bani, să uită ca bunic, un 44 după americani. Domnul Botin, eu nu sunt administrație, poate mi-ar fi plăcut să fac și administrație. Da, domnul europarlamentar. Noi v-am sunat să vă atragem atenția că acolo la Bruxelles și pe unde faceți dumneavoastră serviciu, ar trebui să le spunem și lucrurile astea, că de fapt guvernele din România nu respectă sub nicio formă cetățeanul. Vă mulțumesc! Vă rog. Sigur, eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru că ați intrat în emisiune cu noi. Revenim, domnule avocat. Până la urmă, noi avem... asta este întrebarea pe care o adresăm cu respect, da? Domnul Rece zice cu atât mai mult cu cât ceea ce au distrus se află la granița estică, da? Adică, vorba domnului Rece, mâine, păi mâine vin de pe la ucrainieni și mutăm hotarele României, da? Dar dincolo de asta, avem două spețe, trei spețe pe care le discutăm și una o să vorbim după publicitate, în care autoritățile statului, indiferent care sunt alea, da, se bat cu pumnul în piept că facă dreg, că ajută și intervin și uită. Și întrebarea mea este, uită că nu dau bani sau credeți că uită că fac ceva cu banii aia? Pentru că eu am văzut tot felul de povești cu inundațiile astea din România și cu despăgubirile. Domnul Laurențiu Botin, ideea este una extrem de simplă. Banii aceia au fost alocați numai că au ajuns în altă parte sau probabil nu știm încă unde au ajuns acei bani. Da? Asta este, ar fi o problemă. Problema numărul 2. De 28 de ani în România ne confruntăm cu desființarea și cu distrugerea mediului de afaceri. Iată că SECE Agro Delta Sireasa, societate românească, da? Care 100% cu capital privat românesc, da?
este decimată de ani de zile de nepăsarea unor funcționari publici care nu-și fac, care nu-și fac treaba. Da? Acum, trebuie urmărit din punctul meu de vedere circuitul acestor bani. Deci dacă tabelul acela a fost întocmit în baza unui proces verbal de spargere a digului, care urma să acorde niște despăgubiri. Deci acel tabel este cu pagubele, sigur, pe care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale le-a constatat prin comisii, da, da, pe fiecare județ afectat de inundații, da, și cu sumele aferente drept despăgubire. În județul Tulcea, pe prea frumosul acel tabel, există mare parte din hectarele dumneavoastră, 15.000 de hectare. Permiteți să fac o precizare, domnule. Vă rog. Deci sunt două aspecte. Aspecte inundații produse de la Doamne, erau suportate prin legea 381, pentru care a fost abrogată, deoarece noi în 2009 am aderat la comunitate și nu mai există. Așa. Absolut, deci nu vorbeam despre asta. Eu vorbeam despre inundația controlată. Ce vedem? Inundare controlată. Eu vorbesc despre inundațiile controlate. Atât, da? Atât și nimeni. Adică dacă vine apa și este un dig și prefectura vrea să slăbească forța apei care lovește în acel dig, găurește de la sine putere, apa vine prin găurile alea și distruge tot în cale până unde se întinde, iar prefectura zice, facem comisie și despăgubim. Ce ați avut aici? Păi am avut casa, caret, zgârie nori, am avut două vapoare, trei bări și o capră, da? Da. Bun, pe asta le punem în comisie și ce facem cu ele? Vă despăgubim. Și asta au făcut, au trecut în acele tabele. Toate astea s-au făcut prin lucrurile controlate, dacă peste tot a venit apa. Avem 50 de răspunsuri că vă vom, cum a spus și domnul. Bine. Da. Ce pot eu să vă spun cert în momentul de față e că luăm publicitate. Acum, după publicitate, o să mai auziți de un caz. Cred că ăla e de noaptea minții, oameni buni. O să vedeți cum unii au avut norocul să fie despăgubiți, s-au bucurat, că au zis, bă, Doamne ajută, măcar ne-am luat banii înapoi, dar nu foarte mult. Pentru că autoritățile statului s-au gândit așa, ce-ar fi mă să le luăm banii înapoi, dați drept de despăgubire? Adică, domnul Rece, se poate și mai rău. Da. Publicitate, revenim. Vă promiteam un caz de noaptea minții, apropo de despăgubiri, și spuneam că domnului Rece trebuie să se bucure, așa, să fie bucuria pe dânsul, că n-a luat banii de despăgubiri, să ia aia înapoi, dar atenție, prin blocatul conturilor, cum s-a întâmplat unor fermieri din sudul și din sud-vestul țării, Stan Pățitu cu noi, Cornel Stroiescu, fermier mare din Mehedinți. Bun găsit, domnule Stroiescu! Bună ziua! Bună ziua invitaților și telespectatorilor noastre! Povestiți-le telespectatorilor, dar și invitaților, ce ați pățit dumneavoastră cu despăgubirile pentru secetă? Se știe la nivel național, nu numai în sud-vestul României, știm foarte bine și în sud-estul României și Moldova, unde au fost fermierii afectați de secetă, dosare, constatări de comisiile județene de specialitate, dosare depuse la APIA. După aceea au venit acele controle pe ultimii 5 ani, o producție medie s-a calculat și atunci mulți fermieri din aproape toate județele din sud-vest, sud-est, sud și sud-estul României a trebuit să dea bani înapoi, faptul că dacă în 2012 sau 14, 15, 2012, 13, 14 au avut producții mai mari, pentru că a fost vremea mai bună, vorbind de sectorul vegetal, în 2015 a fost secetă. Și au făcut în așa un calcul în care, stați puțin, dumneavoastră, chiar dacă ați avut secetă în 2015, trebuie să dați bani înapoi, că producția medie a ultimilor 5 ani a fost cu mult mai mare decât ar fi trebuit să primiți bani. Știm foarte bine... Bun, da, stați puțin, domnul Stroiescu, ați primit bani în cont ca despăgubiri pentru secetă, nu? Sigur că... Și după aceea ce s-a întâmplat cu acei bani? Cum spuneam, la APIA a trebuit să ducem facturile în original cu producțiile ultimele...
cu vânzările și cu producțiilor din ultimii 5 ani. Și atunci, cum spuneam, s-a constatat că, de fapt, noi în ultimii 5 ani am avut o producție medie mai mare. Și atunci, nu trebuia să fim despăgubiți, dar întrebarea mea, și am spus-o și o spun în continuare, în sectorul vegetal, să ne spună domnul ministru Daia, dacă s-a descoperit acea sămânță de porumb care, sau de floarea soarelui care o cultiv în 2018, în anul acesta, și o recoltăm, cultura de porumb o recoltăm 5 ani de zile, să ne spună și nouă. Noi trebuie să ținem cont că în fiecare an, atunci când în sectorul vegetal, trebuie să pregătim terenul, trebuie să cumpărăm sămânță, care e foarte scumpă. Domnul Străiescu, vă întrerup. Trebuie să tratăm cultura, deci pierderile se calculează pe anul respectiv. Și atunci, să vă spun și cum s-au luat banii. Păi asta mă interesează. V-au dat banii și după aceea vi-au luat cum? Am început. Faptul că am ieșit în presă și la emisiune la dumneavoastră, a spus-o și a repetat-o, nicio reacție a Ministerului Agriculturii. A început, de fapt, pe mai mulți ani să ia banii fermierilor, de fapt, acciza de motorină, direct din cotul de trezorărie. Deci asta s-a întâmplat. Stați deci, că n-am înțeles. Domnul Stroiescu, stați puțin. V-au dat niște bani pe secetă, da? Despăgubiri. Da. După aceea au făcut ei o chestie, un calcul, cu în ultimii 5 ani, nu știu ce au făcut ei în capul lor. Și cum v-au luat banii? V-au luat banii din acciza de pe motorină? De unde v-au luat banii? Corect. V-au blocat contul, cu alte cuvinte. Corect, corect. S-a blocat contul, n-ai mai primit niciun ban ca să spuneau ei să recupereze banii. Bineînțeles că sunt anumiți fermieri și am și prezentat-o și în presă, toți fermierii care li s-au luat banii din codul de trezorărie sau din li s-a blocat contul, să dea în judecată și o să-și primească banii înapoi, să n-aibă nicio reținere, pentru că e dreptul lor, spuneam, de cultura vegetală, nu există. Investește în fiecare an. Bun, am înțeles. Bun, și ia spuneți-mi referitor, că... Referitor la inundații, aș vrea să mai precizez și mie îmi pare rău de fiecare fermier care pierde, așa cum este și domnul Rece, sunt alături de ei, dar să știți, domnul Rece, sunteți în aval de porțile de baraj, de porțile de fier 1 și 2. Să știți că în fiecare primăvară, lacul de acumulare se golește. Tipurile că vine nu știu ce viitură și ținem, și anul acesta, norocul nostru că a fost secetă în vestul Europei. Dar vii cu niște argumente de te doare capul. Da, deci, pe de-o parte, nu mai produci curent, pentru că îl golești, în două zile se golește și, credeți-mă, la Orșova stau barjele, facerea pe ustat. Bun, și unde îl golește? Peste culturile agricole? Bineînțeles că anul acesta, zone în țară unde a fost inundat. Și despăgubiri? Ioc. Și despăgubirii au luat, și-au luat ei, de fapt, despăgubirile, cine... De fapt, aceste baraje au rol, mai multe roluri, de fapt. Pe de o parte producem curent, pe de altă parte reglăm cursul Dunării pentru nu a fi afectat fermierii din aval. Deci, înainte, pe timpul stați că am înțeles. Se mai gândeau și la cetățenii care munceau și la cei care aveau sau trăiau în aproape de cursul Dunării. Acum, de fapt, nu interesează numai bani. Mulțumesc, domnul Stroiescu, să aveți o zi bună. Domnule, am înțeles foarte clar acum ce spune domnul Stroiescu și a lansat o acuză extrem de interesantă. Ăștia se joacă de despăgubirile, exact, special, ca să scoată bani de pe la fond de urgență al guvernului sau cine știe de pe unde iau banii aia. Dar banii nu mai aduc. Ale lor. Sunt ale lor, domnule. Sau nu mai ajung la alții care nu sunt ale lor. Că nu ajung, de aia nu pun nimic, ca țin la mișto terenul, aruncă o mână de boabe pe acolo, îi inundă pe ei se inundă și și-au ei banii. Dar cum se poate chestia asta? Ca să înțeleg și eu. Ce n-ați înțeles că suntem în România? Păi dar ați auzit pe om? Zice, domnule, că am primit despăgubiri, că a fost secetă, da. A venit comisia, mi-au dat ăia banii, eu m-am bucurat, am luat banii, și domnule, spune, să ar, să semă, să cumpăr asta. Fără hotărâre definitivă, exact. Și după aceea, când mi-au venit banii de la APIA, mi-a blocat contul și mi-a luat banii înapoi.
Da, așa se procedează. Păi cum vine chestia asta? Întrebați-i pe domnul avocat. Tocmai de aceea noi când am constatat că lucrurile se tergiversează, am acționat împreună cu managerul societății, managerul general al societății, am avut o discuție și am hotărât să ducem această luptă, practic, dreapta noastră, pe două căi, una civilă, o latură civilă și o latură penală. Noi, la ora aceasta, pentru cele constatate chiar și de invitatul pe care l-ați avut pe telefon un pic mai devreme, noi am depus o plângere penală la Direcția de Investigare a Criminalității Economico-Financiare și Terorism, structura centrală, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni. Nu o să spun împotriva cui am depus această plângere penală, numai că am să nominalizez infracțiunile, și anume infracțiunea de grup infracțional organizat, complicitatea la atentatul contra unei colectivități, acte de diversiune, comunicarea de informații false, obținerea ilegală de fonduri, fals intelectual și uz de fals, toate aceste acte prevăzute și pedepsite de codul de procedură penală. Am făcut acest demers pentru că nu e așa, nu poți să te joci cu fondurile care nu îți aparțin, să le treci pe un tabel, să le aloci, să întocmești un proces verbal, după care să practic să retragi aceste fonduri, pentru că nimeni nu a văzut, domnule Laurențiu Botin, aceste fonduri. În niciun caz nu au ajuns la societatea în cauză despre care vorbim acum. În niciun caz banii aceștia nu ajungeau la domnul Traian Rece, managerul general al societății. Acești bani ajungeau ca despăgubiri pentru societate, pentru eforturile financiare. Domnilor, dați-mi voie să vă citesc ceva din wallstreet.ro, că nu ne jucăm. Wall Street, da? E în limba română. Știți ce scrie Wall Street, oameni buni, în prima pagină? Zice: producătorii agricoli vor primi despăgubiri în valoare totală de 30 de milioane de lei pentru culturile afectate de inundații în perioada iulie-august 2008. Așa a decis guvernul, care a adoptat și o hotărâre prin care este declarată starea de calamitate naturală în agricultură. Da. Dom'le, deci noi vorbim acum despre aceste inundații de acum, așa, și același guvern face felul următor, cum a făcut și la dumneavoastră, dar nu mai face tabel total. Auziți, domnul Rece, le și împarte pe căprării, fiți atent. Pentru grâu și secară și triticale, despăgubirile vor fi. 940 de lei pe hectar, pentru orz și orzoaică 850 de lei pe hectar, ovăz 820 de lei, rapiță 750 de lei, porumb babe 1100 și pentru floarea salului 740, pentru soia 1050 și așa mai departe. Deci băieții ăștia, bine, cartofii 20.000, 10.100 pentru plante furajere, deci ei le-au împărțit acum, nu le-au mai dat tabel general cum au făcut în 2010, de n-ați văzut nimica, acum le-au împărțit altfel, le-au zis: stai, domnule, că acum le dăm așa, pac, n-a primit nimeni nimic, vă garantez eu. Banii s-au dus în altă parte, probabil a fost o nuntă pe vremea aia, s-a dus cadar de nuntă, eu știu, o fi plecat undeva la vreo nuntă. Păi unde, că e acum, în 2018. Asta e poveste de acum, din 2018, oamenii ăștia vorbesc despre despăgubirile alocate din ce? Din 2018. Despre ce vorbim, domnul avocat? N-a văzut nimeni niciun ban. Nu e vorba de dacă a văzut cineva sau nu a văzut. Repet, noi tocmai de aceea ne-am îndreptat cu această plângere penală pentru constituire de grup infracțional organizat, pentru ca instituțiile abilitate ale statului, respectiv parchetul, să verifice circuitul acestor sume de bani. Pentru că ele au fost trecute, nominalizate într-un tabel, în urma unui proces verbal de constatare la fața locului, da? Și atunci când vii și lezezi proprietatea unei societăți românești 100% privată, societate care face efortul să reziste pe piață, da? În hățișul acesta euroatlantic în care trăim, da? Atunci îmi pun întrebarea: a fost motivată plângerea, pun o întrebare retorică, a fost motivată plângerea penală pe care a făcut-o societatea? Eu am una retorică. Am una retorică. Domnule, ce spuneți și mie? Ce a răspuns, domnule, Ministerul Agriculturii sau Administrației și Internul sau apelor? Mi-a zis: băi, dar nu-mi dați și mie banii aia de despăgubiri, că mi-ați distrus două recolte sau trei recolte. Haideți să vă răspund. Până acum n-a dat răspunsuri la mișto.
Se pare că de o lună de zile ziarul Adevărul, și pe această cale le mulțumesc pentru că au avut curajul să intre și să facă o anchetă referitoare la ce s-a întâmplat, au trimis și au primit răspunsuri și de la Ministerul Agriculturii, prin care recunosc că au fost spargeri controlate și că societatea Agrodelta Sireasa trebuie să fie despăgubită. S-a făcut adresă către Ministerul de Interne și al administrației reale la vremea respectivă și de și erau primii că prefectura era subordonată ministerului și ei prefectul trebuia să facă hotărâre, să propună hotărâre de guvern și guvernul să aloce banii sunt alocați, sunt ascunși. Și mai avem un pas și probabil că îi vom găsi. Se va descoperi și latura infracțională, cei care au comis și care au făcut aceste ilegalități. Mai e un simplu pas. Este ciudat, chiar că le spunea, zice, domne, de noaptea moartea minții, să te gândești că cineva coordonează o astfel de activitate infracțională, să distrugi pe cineva în țara asta. Suntem al doilea latifundiar societate, al doilea latifundiar a României. Sunt președinte al Partidului Național Agrar, apără agrarienii români și o fac nu numai pe gură, fac dovada că se poate câștiga muncind în această țară. Agricultura este statul. Mulțumesc domnilor pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Am primit chiar pe parcursul emisiunii iar un caz de noaptea minții din Constanța. De această dată, poate săptămâna viitoare îl vom discuta. Acolo, cu hotărâre definitivă și irrevocabilă, altcineva a pus mâna pe niște hectare de pământ, fain frumos, la malul mării, frățioare, despre ce vorbim. Iar proprietarul stă și se uită la hârtie și plânge pe la autorități. Și răspunsul înapoi, la mișto. Știrile bune TV acum, toate bune!